sarcofag în loc de bunker. Așa se intitulează pastila de astăzi și am pornit de la o mașină care caură betonul și sarcofagul se face din beton și imediat o să înțelegeți spre sfârșit de ce am numit eu așa pastila. De când Frederick Beigbeder în anul 2000 și-a publicat romanul de mare succes, inclusiv comercial, 99 de franci, încercând să întoarcă pe dos haina luxoasă a societății consumiste sau consumeriste, ca să-i se vadă cusăturile hidoase, fariseice, discuția despre etica sau, mai curând, neetica publicității nu mai contenește, producându-se periodic cutremure inofensive sau vegetariene, cum se exprimă producătorii de spoturi agresive, penetrante. În spațiul nostru, care a gravitat și mai gravitează încă din inerție pe orbita sovietică, mai cunoscut a fost romanul lui Victor Pelevin, Generation P, care, la fel ca Beigbeder, s-a scufundat fără scafandru în apele reziduale ale publicității manipulatorii. Nu-l putem bănui de plagierea subiectului, pentru că Pelevin și-a scos romanul în anul 1999. Aceeași preocupare pentru mărul otrovit al reclamei a avut-o și romanul de debut al scriitorului rus Sergei Minaev, intitulat Duhles, apărut în anul 2006. Lui Minaev i-a reușit performanța să vândă mai bine de 1 milion de exemplare, inclusiv traduceri scoase în Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Bulgaria și Vietnam. Numai că accesele de dispreț public față de zgomotul produs de motoarele comerțului, de fiecare dată nu a făcut altceva decât să salte tarifele agențiilor de publicitate, forțându-i pe rechinii piețelor globalizate să aloce bugete astronomice pentru reclamă. Când felia de cașcaval e mai groasă decât pâinea, vedetele pospăite accepte să facă publicitatea chiar și la prezervative. După ce Dita mai Mihail Gorbaciov a acceptat să apară într-un spot publicitar de promovare a rețelii de pizzerii americane, Pizza Hut, de ce s-ar feri să ia niște bani din spoturi publicitare insipide, incolore, cunoscutul regizor Fyodor Bondarciuc, fiul și mai cunoscutului regizor sovietic Sergei Bondarciuc, cel care a ecranizat romanul lui Lev Tolstoi, Vaina i Mir, titlul tradus în română, dar și în limbile altor țări cu noțiunile antonime Război și pace. Greșit, spun unii cercetători, care consideră că Tolstoi ar fi avut în vedere celălalt sens al cuvântului mir, adică lumea. Deci războiul și lumea ar fi traducerea adecvată sau tolstoiană. Ipoteză tot mai populară, de când moșneguțul de la Kremlin și-a injectat în doze mortale, sinucigașe, veninul naționalismului rusesc, punându-se în poară cu lumea întreagă, amenințând-o cu apocalipsa nucleară. Dacă Stalin este un manager eficient, în terminologia actuală a lumii ruse, atunci Putin este un excelent agent publicitar al războiului. Mă rog, Evgeni Prigojin i-a cam încurcat ițele, dar i-a oferit în schimb prilejul să deconspire fără menajamente costurile invaziei militare în Ucraina. Ați auzit ce cifre operează analiștii, dar chiar Putin cu gura lui a spus că
câte trilioane de ruble se cheltuiesc pe câmpurile de luptă. Dacă nici după asta rușii nu vor fi în stare să conștientizeze că Putin irosește în mod criminal banii publici, înseamnă că ei își merită soarta. Și laboratorul de expunere publicității mizantrope, în care sunt închiși. Laborator pe care toată lumea, în accepțiunea lui Tolstoi, adică omenirea, ar fi îndrept să-l acopere cu un sarcofag mai ermetic decât cel de la Cernobâl. Pe curând!